Am o țintă pe spate, dar nu mă opresc. Ajut Ucraina în continuare. E strigătul lui Radu Hosu, românul care și-a lăsat familia, planurile și speranțele aici și a plecat în Ucraina. A făcut un schimb curajos, sacrificiul lui pentru informarea ta. Nu are diplomă de jurnalist, nici însemne militare de a scrie rezumatele de noapte încă din 26 februarie. Jurnaliștii profesioniști apasă de la distanță butonul imagini care te pot afecta emoțional. Radu le trăiește și le povestește în postări scurte pe Facebook, care ajung la 10.000 de români. Documentează războiul, satele distruse, rachetele căzute și oamenii răniți. Eu am ajuns în linia zero. Au ajuns în linia de contact din Ucraina. Și am stat acolo mult timp. Este departe de imaginația oamenilor. Când am fost în Bahmut, de exemplu, și am dus mașina de pompieri cumpărată din donațiile românilor, picau aproximativ 40 de bombe pe minut. Poate să pară puțin pentru mulți când se gândesc, pe ce a fost? 3 luni de zile. 3 luni de zile în linia frontului înseamnă extraordinar de bun. Ai împărțit viața și moartea luni de zile. Și moartea lui Oleg Gubal a fost impactul cel mai mare pentru mine. Am plâns 3 zile ca un copil. 300 e codul de război pentru răniți. Îl visează și noaptea, pentru că nu se limitează doar la a transmite de pe front, dar dă și o mână de ajutor. Codul 300 îl folosește zi de zi, așa cum îi lovesc telefoanele la capătul căruia sunt soții, mame, copii care aud 300, slabe șanse să supraviețuiască. Radu Hosu, jurnalistul cetățean, apucă să vadă și finalul poveștii, care nu e întotdeauna tragic. Peste săptămâni, luni, vedea cel 300, rănitul care și-a în brațe copilul pe care nu l-a văzut de 6 luni. Soția, mama, în lacrimi, vede o familie care a rămas întreagă. Drumurile lui cu ajutoare în zona frontului au devenit o rutină, iar donațiile curg. Cel mai mare ajutor? Spitalul mobil blindat e făcut în memoria prietenului ucrainean, pe care îl numește gardianul lui. Pentru spital, Radu a făcut echipă cu miile de români care au donat peste 100.000 de euro. Acest proiect este finanțat 100% din donațiile pe care le-am strâns pe pagina mea de Facebook. Fac acest spital mobil în numele unui soldat care a murit pe frontul de est, cu care am stat în aceeași casă, în aceleași tranșee, timp de 2 luni și ceva, Oleg Gubal. Cât de relevant este pentru români? Dacă nu este, ar trebui. Nu ceea ce fac eu, ci lupta Ucrainei ar trebui să fie relevantă.